Bună seara doamnelor, bună seara domnilor, sunt Marius Constantinescu. Până la 20 și 30 de minute, TV Cultural vă oferă intrare liberă, astăzi în actualitatea artistică a Capitalei. Mai este probabil unul dintre cele mai aglomerate uh, intervale atunci când vorbim despre expoziții, despre proiecte, despre târguri, despre întâmplări care aduc artele vizuale în prim plan și le contextualizează în funcție de felurite viziuni curatoriale. Astăzi o emisiune din două jumătăți dedicată câtorva dintre aceste evenimente. Prima este despre Rad Art Fair. Începe în 16 mai la Hotel Caro din București. Ce este și ce își propune ne spun invitații noștri. Ei sunt Catinca Tăbăcaru și Daniela Pălimariu, directoare artistice ale târgului. Bună seara, bine ați venit, vă spun amândurora. Bună seara, mulțumim. Adela Maria Marius, curator Rad Design. Bună seara! Bună seara. Și Robert Băjenaru, coorganizatorul al târgului. Bună seara, Robert! Bună seara! Bun, iată a doua ediție de Rad Art Fair. V-aș întreba pentru început ce ați învățat de la prima ediție și ați aplicat drept bună practică în a doua? Am învățat că merge. Adică, cred că noi am început prima ediție cu foarte multă speranță, cu foarte multă dorință, putem să spunem, dar toată lumea, în general, avea ideea asta. În România nu există piață de artă, în România nu o să meargă, o să pierdem toți bani Uite că nu a fost adevărat. Și am ieșit din prima ediție. Dar de ce lumea crede asta, Catinka? Probabil pentru că nu suntem la Paris. Uh, dar n-a fost adevărat. Și de ce te întreb? Pentru te că mi se pare că dacă ne uităm la ultimii ani, vedem foarte multe evenimente dedicate a artei contemporane în România, nu doar la București, sunt și multe alte uh, repere importante în țară. Așadar, mie mi se pare că de vreo 5-7 ani încoace lucrurile s-au schimbat. De aceea mă surprinde un pic atunci când mai aud de asemenea perspective: în România nu se poate, nu se dorește, uh, nu există educație vizuală. Cred că a trebuit um, un proof, a trebuit să se arate că și piața merge. Deci e un lucru să facem expoziții, am văzut foarte multe expoziții și la Timișoara anul trecut. Direști. Deci asta este un lucru, dar al doilea lucru este să și înțelegem că există și o putere de a cumpăra, de a participa și internațional. Și asta s-a înțeles cu Târgul de anul trecut. Au venit colecționarii, au venit curatorii, au ieșit expoziții, au ieșit vânzări și toate galeriile au avut un mare succes. Și cred că sentimentul ăsta de a avea mușchi să faci un târg de artă care într-adevăr reprezintă scena României, cu toate galeriile de top din România, ăsta a fost momentul în care s-a spus, acum s-a schimbat ceva, paradigma s-a schimbat. Daniela, haideți să vedem cum arată ediția de anul acesta. Anul acesta avem și mai multe galerii, în primul rând, 26, față de 20 de anul trecut. Este o creștere semnificativă pentru noi. Avem secțiunea de design, de collectible design, despre care o să povestească exact. de la mai multe. Am, Avem și câțiva invitați internaționali. Pentru noi a fost important să deschidem dialogul și către galerii din afară, dar care lucrează inclusiv cu artiști din România, deci păstrăm focusul pe scena din România. Și parcul de sculpturi care a fost un succes anul trecut, acum mai zice că este și mai pregătit. Sunt producții unele realizate special pentru acest eveniment. Programul de talks, de discuții a fost dezvoltat și cuprinde inclusiv discuții pentru un grup de curatori. Avem 30 de curatori din toată lumea și din România, care vor avea o serie de discuții dedicate lor pentru a intra puțin în profunzimea unor unor teme. Um, Suntem da, foarte mândri și... de curatori uh, pentru că vin din 11 țări. Uh -huh. Deci el a devenit și un summit într-un fel. Adică nu a devenit decât un loc unde vii și, uh, vi și vezi artă sau cumperi artă, dar este și o întâlnire unde se fac discursuri. Se fac și discursuri și de nivel popular, dar și pentru toată lumea, dar și de nivel foarte de industrie. Da, pentru specialiști, pentru insiderii. Industrie. Exact, și noi avem acces la ei. Deci curatorii, la sfârșit, sunt. Creierii lumii de artă. Ei, ei gândesc ideile, ei aduc în, în focus niște lucruri care poate um, nu ies al, al, în alt fel. Atunci, să ai curator din 11 țări, la a doua ediție, suntem destul de mulțumite și avem o echipă foarte bună pe Rad Curatorial. Sunt patru zile, așadar, 16, 17, 18, 19. Robert, ai în jurisdicție, ca să spun așa, secțiunea de sculptură, ești și coorganizator al târgului. Aș vrea să vedem un pic cum se desfășoară aceste patru zile. Dacă ar fi să trasăm câteva linii de fugă comune ale acestora, care ar fi ele? Păi, evident, da, anul acesta echipa curatorială, adică echipa Sculpture Park este mai mare. Anul trecut am fost, da, să spun eu, Catinca, Daniela, cei care am gândit, am gândit acest parc de sculptură, odată văzută și curtea hotelului, hotelului Caro, care este senzațională. Ne-am dat seama că merge și a fost unul din highlighturile highlight urile primei ediții. Așa că acum am continuat-o, în echipă s-au mai alăturat și Alex Radu, Andrei Eța, Cristina Alex Vasilescu. Niculescu, Cristina Vasilescu. Și atunci, na, evident, și numărul sculptorilor și a artiștilor a crescut și producțiile au crescut. Cum se desfășoară în aceste patru zile, Rats Culture începe chiar mâine, da, pentru press preview, iar după care va fi, va fi deschis. Uh, mai e important să spunem că nu ține doar pe durata târgului. ar va ține o lună de zile și încă, încă un avantaj pe care îl are Răzcalciar față de târg este că accesul este liber. Adică lumea poate veni chiar ca într-un bar de, de sculpturi cu copii, cu, uh, uh, la picnic, când am avut frumoasele experiențe cu și uh, simplu se stă, făceau strângeri de oameni uh, random. Uh -huh. da? Aș mai adăuga aici că etichetele acestor lucrări sunt foarte importante și vor fi acolo ca să explice puțin despre ce e vorba și care galerie prezintă artistul respectiv, și în română, și în engleză. Deci este vorba și despre această deschidere către publicul larg care vine din curiozitate acolo și vrea să învețe ceva. Bun, te rog. No, și mai am doar să completez că uh, Sculpture Park, ceea ce facem noi, uh, ceea ce am început cu uh, uh, ediția trecută și continuăm și o să continuăm poate la scară mai largă, cred că e, un, uh, e foarte important pentru a uh, arăta un alt fel de monument în spațiu public, un, un alt fel de, uh, da, nu obișnuitele uh, bronzuri, da, care, de ce nu te ori nu bronz. Dar uh, da, uh, 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 sculptori mari, care chiar frumos a spus Daniela într-o emisiune, nu mai știu unde, uh care nu te intimidează, ci care chiar dacă este mare, te... Uh, nu te face să te simți nu te face mic. Să te, simți. te ridică și pe tine și te... Înalt. E te... important și să le vedem, sigur, pe cât mai multe dintre ele, apoi cumva integrate acestui spațiu public, aici, sigur, în că mod ideal de mai mulți factori. Simba. Hai să ne Spinește. gândim rog, puțin, că ce e foarte important, e și spațiul în sine e inspirațional. Este pe lac, este o privește frumoasă, este natură, avem restaurante, avem terase, lumea da, e perioada are în care Bucureștiul este cel mai frumos, asta dacă ne ajută și vremea, firește. Dar, oricum, în general, e... Ne ajută vremea. Avem carmă Deci, <laughs> practic, tu poți să petreci patru zile la caro consecutiv, weekendul următor, fără nicio problemă, fără să te plictisești. Asta sunt e cel mai important. Resurse. Deci, faptul că sunt există și programul în care este un lucru după altul. Deci aici, iară, nu este un eveniment la care vii două ore, îl vezi, ai terminat. Pentru că dacă vine la două ore, să știi că ce se întâmplă în următoarele două ore și ăla este exciting și important. Da. Deci noi am creat un program care te prinde și te ține acolo dacă ești interesat. Și te ține și cu fun și cu leisure. Dar te ține și cu educație? Te ține și cu tururi, ca exemplu? Um, avem și asta parte în... pentru că e vorba de comunitate, uh -huh. de fapt, și se inspiră foarte mult din energia scenei de artă din București. Avem aceste tururi dedicate și publicului, și publicului VIP, și curatorilor, care îi duce prin oraș în vizite la galerii și la um, ateliere de artiști din oraș. Deci, practic, este vorba despre construirea unui, unei comunități pe termen lung. Nu vii și cumperi și pleci. E exclus. important că faceți aceste precizări, pentru că poate că există privitorii ai noștri în acest moment care spun, sigur că da, artă contemporană sună bine, sună frumos, dar în egală măsură poate că sună intimidant, nu înțeleg ce să caut eu acolo. Da, Ei, și să vină să înțeleagă, să vine pentru să că... <laughs> că despre asta e vorba, iar cumva tot ce se întâmplă acolo e o gamă atât de variată de galerii, de spații, ok, nu avem doar galerii de arta comerția avem și spații de proiecte. Și aici pot să, nu știu, descoperi o, o varietate imensă de, de, de artiști, de la cei mai tineri și emergenți, la cei istorici. Și atunci e de toate pentru toți. De aia trebuie să vină să se convingă. Este a doua ediție a Rad Art Fair, dar prima ediție pentru secțiunea design, alături de noi, Adela Maria Marius Curator, Rad Design, with or without poetry, with or without function. Tagul sub care stă această secțiune. Absolut, da. Hai să-l explicăm. Foarte simplu. A venit ca o discuție pe care am avut-o împreună cu Catinga Tăbăcaru și Daniela Pălimariu, în care noi la început am gândit să vedem okay, în ce direcție se duce această nouă secțiune, pentru că în fond arătăm o latură nouă a târgului Rad. Avem deja Rad Art, avem Rad Sculpture. Ce prezintă Rad Design pentru publicul din București, dar nu numai? Ce statement avem? Și atunci ne-am dorit foarte mult să legăm și într-o zonă artistică, să aducem un obiect de design care e făcut de un designer care gândește un obiect diferit, de un artist care are o viziune diferită. Și făcând lucrurile astea, prezentăm de fapt o leatură diferită a unui obiect de design, ceea ce acum se denumește în toată lumea collectible design. Este acel obiect care este făcut la o calitate impresionantă, dar nu numai. Are și o poezie în spate, are un concept, are o poveste în spate. Și nu neapărat are și o utilitate, nu vorbim poate aici de with or or without function, exact. cu sau fără cu utilitate. Sau fără da. La unele dintre ele, într-adevăr, în, în selecția curatorială, la una dintre ele se citește foarte ușor funcțiunea, dar e, e poate interesant cum a ajuns artistul la funcțiunea aceea, de ce a ales să facă un astfel de obiect, poate e interesant din ce material a făcut care, normal nu se face din materialul acela un obiect de genul acesta. Deci întotdeauna am avut grijă să ne ducem și într-o zonă care e diferită când gândim un obiect. Avem un leagăn imens care e făcut din ceramică, de exemplu. Poate nu e de multe ori să faci lucrul acesta așa. Sau un proiect foarte interesant care este a Gres Argrescu Roșar, care se cheamă Cart Blanche și este un fotoliu la care a dat forma 3D și după care a dat o mână liberă unui artist care a făcut ce și-a dorit pe acel fotoliu. Deci, într-adevăr, e și conexiunea asta între artiști, designer, de aici și conexiunea între funcțiune și artă pentru la Design. Toate aceste lucruri aș vrea să înțelegem bine. Pot fi, la o adică, achiziționate? Absolut. Da. Chiar, chiar se încurajează. Chiar încurajăm acest lucru, da. nu? Dar ce este important aici este că nu decât pot să fie achiziționate, dar noi am și intrat în, în ideea, iar de și cu lucrul ăsta de comunitate. Deci poți să vii, să vii la Rare Editions, unde poți să achiziționezi ceva cu 300 de lei, uh -huh. o piesă, o multiplă, și poți să ajungi. O multiplă o înseamnă un artist face. Um, o gravură. O, o gravură, să un, um, un print, cum se spune, un o, print. Ediție, da. o ediție O ediție, exact. un monograf, uh -huh. uh, avem și publicație. Avem deci... și fotografie uh, analogic. Exact. Deci sunt, <coughs> sunt piese care sunt accesibile. Reproduse într-o serie. Corect, da. corect. Și asta se poate întâmpla și cu piese 2D și cu piese de sculptură. Da. Dar mergem de la, de la nivelul ăsta până la nivelul unei dintre artiștii cei mai importanți ai țării, care merg între cele zeci de mii de euro. Da. Deci avem, um, iară, o invitație spre orice tip de om care măcar are un interes sau o pasiune. Și colecționarul cu cea mai multă experiență, și cei mai mari din țară, care o să fie pe scenă și o să împărtășească poveștile lor, dar și persoana care poate se gândește că ar merge. Da. Și după aia prinde gustul. Da. Și se cultivă acest, vine acest, această, această obicei, uite, în fiecare an îți pui o sumă de parte pentru asta. Pentru că, totuși, suntem în București, există aceste resurse. Este doar o alegere unde le pui, în vacanțe sau și în vacanțe, și în artă. Dar nu trebuie să la nivel la estetic, pentru că ajungem, nu avem ce face, tot la capitolul educație, avem în București și în celelalte orașe mari ale țării un public deja care așteaptă aceste evenimente. Însă dacă lărgim puțin spectrul și ne uităm la societate într-un mod poate mai panoramic, vorbim despre o maturizare sau despre o maturitate a pieței de artă contemporană din România? Se maturizează, dar deci un sunt proces. niște pași de făcut. Okay. Nu Asta este suntem cel mai frumos așa optimiști, fel. naivi. Da, nu suntem se construiește. Naivi. No, totuși să ne, să ne gândim, dacă ar fi să ne comparăm cu orice altă țară, da? cu, nu știu, Belgia, Franța, orice altă țară vestică, totuși vorbim de România, o țară în Cred care... Cred că vorbim de un alt punct de start. Primele galerii, automat, exact. primele primele galerii de artă uh, private în România au apărut la începutul anilor 2000. <coughs> Iar până în 2010 erau, nu, le numărai pe degetele la o mână. Uite că acum avem 26 de galerii pe care le-am strâns din țară și vorbim de un, de, un, de un întreg proces care nu se face în 2-5-10 ani. Dar e important să naști, că uite, prin rad, el se, se, se împinge tot mai în față. Iar da. România are în general capacitatea de a, cel puțin artă, de, a, de a evolua și de a fi... Poate puțin mai mult decât țările, nu? Țările. Nu, de a -a și... mult mai repede, cred că ce da. noi, noi nu înseamnă pentru că noi am început mai mai târziu, înseamnă că suntem cu atâți ani în urmă. Nu. Da. Deci se Decalajul întâmplă foarte repede. Exact, da. și se întâmplă foarte repede. Și asta încerc să, să explic la multă lume, sau măcar când sunt întrebată. Românii și galeriile românești au un nume foarte bun în afară. Noi suntem foarte activi și foarte cunoscuți. Acum, astăzi, și e? Astăzi este ziua marți. marți. Astăzi este ziua marți. Acum două zile, ca exemplu, Marian Eva, Ivan a fost ales ca una dintre galeriile cele mai bune la Independent Art Fair la New York. Deci suntem foarte prezenți. Acum, faptul că um, exact de, de unde am început cu întrebarea asta, cât o să dureze pentru un public mai larg să se alinieze, asta este și alegerea noastră, dar e fix ce se întâmplă cu evenimente ca Rad, adică noi vrem, noi spunem că suntem cei mai uh, prezenți azi. <laughs> nu vreau să spun că suntem cei mai importanți. Suntem, uh, poate, cei mai inclusivi. Um, suntem foarte focusați fix pe lucrul ăsta. Ăsta e important, nu? Fix pe ideea asta de a, a lua arta care o simți elitistă și a a deschide-o spre o, un lifestyle, spre o, o viață. Adică noi putem să mergem la rad și să trăim momentele. Nu, nu trebuie să facem altceva, nu trebuie să cumpărăm, nu trebuie să învățăm, nu trebuie să știm. De cât trebuie să trăim momentul ăla și o să vezi că e aproape prin, prin osmosis. O să simți o energie care o să te simți... E, e comod, e... e... Ce și noi te poți abține să cumperi măcar o publicație de artă despre unul Lupare din artiștii de acolo. Dacă Am nu ți de lucrare. pragmatismul Danielei și de această dimensiune a cumpărătorului, mie mi se pare foarte importantă, pentru că, sigur, noi vorbim lucruri frumoase, dar până la urmă trebuie să existe și o susținere materială a tuturor acestor lucruri. Avem cu siguranță în gând mari colecționari, mari cumpărători privați. Există în România câțiva, care cred că sunt de bază pentru voi, întrebarea mea este: În ce măsură instituțiile muzeale din România, atâtea câte sunt, răspund ofertei cum este cea a voastră sau altor oferte similare? Muzeele cumpără lucrări de la Rad? Ar putea să răspundă mai bine. Ar, ok. Ar deci răspund, dar ar putea să răspundă mai, mai bine. Da. Deci, clar, în ecosistemul de artă din România, se simt niște, hai să zicem, nu goluri, slăbiciuni. Asta e una dintre ele. Uh, și se simte că nu există inclusiv fundațiile private care să susțină um, munca unor artiști, independenți, a unor galerii la fel și instituțiile de stat uh, nu sunt ad cu adevărat acolo cu noi yes. și se fac eforturi, îmi dau seama tocmai s-au deschis niște apeluri de achiziții, deci am văzut aceste eforturi, le vedem, we see you, dar uh, la, dacă te gândești la nivelul la care s-a ajuns în scena independentă, câte eforturi fac galeriile, cât de prezente sunt în toată lumea de la uh, Hong Kong la Baze la Shanghai în Mexic, uh, se mai poate lucra. Și... Cred că încă o problemă este faptul că cele uh, puține color, nu, pe care le avem pentru achiziție, exclud total galeriile, adică Asta achiziția, e o mare se, problemă. Face, achiziția <coughs> se face direct de la artist. Pentru că Ceea nu se în înțelege, ță, nu se întâmplă Merea, pentru că trebuie explicat ecosistemul. Trebuie explicat ecosistemul și cumva uh, fiecare își aduce aportul pentru că nici artistul fără galerie uh, nu, nu poate și atunci trebuie cumva existat un echilibru și o, și o colaborare între cele două. Și aici, da, și instituțiile ar trebui să înțeleagă și importanța galeriilor, care ele fac, fac evenimente și anumite sacrificii, evident, alături de artist. Și atunci na, ar fi un ștor un foarte bun și, repet, în orice țară vestică, achizițiile se fac prin, prin galerie. A trecut momentul când artistul geniu era în atelierul lui cu lumina acolo Bilește. închisă. Nu, nu mai există. Trăim în altă lume, într-o lume în care pentru un artist să aibă un succes care toți vrem, da? și pentru artiștii noi preferiți și români, artistul are nevoie de o galerie, de doi scriitori, de trei curatori, adică are nevoie de un sistem în jurul lui ca să poată să o ia în sus și poată să și țină pasul. Adică nu e, e, o lume foarte frumoasă, dar nu este o lume ușoară. E foarte multă competiție, se mișcă foarte repede, evoluează foarte repede, gusturile se schimbă și trebuie să ai foarte multă susținere. Și atunci și ăsta este un lucru care noi facem cu Rad Talks, e Um, in, uh, explicăm sau măcar punem oameni acolo care joacă rolul, care și înțeleg rolul. Rolul colecționarului nu este decât să-și ia un tablou care merge frumos la ei în casă. Rolul colecționarului este să fie un patron, să-și dea seama că el este benzina mașinii, că fără el nu poate să meargă lucrurile înainte. La fel cu curatorul. Curatorul trebuie să fie vocea, trebuie să fie o voce critică, ceva care ne aprofundă lucrarea, care ne explică, care aduce lumea în jurul ei, care pune artiști în context. Nu se poate fără lucrurile astea. Și uite, fondațiile private, care noi avem mari speranțe și suntem la alături de ele care se formează acum și în următorii câțiva ani, nu foarte mulți, unul, doi ani, o să vedem chiar trei fondații cu care noi lucrăm acum, care și deschid și cu care ne consultăm. Deci o să vedem lucrul ăsta decât în București. La Cluj, iară, încă una, la începutul anului viitor. Deci, într-un spațiu, iară, de, vorbeam despre evoluție, într-un spațiu de câțiva ani, vom merge decât de la câteva fondații, una care o aveți și voi la, la Timișoara, da, cu tirade, da, la cel puțin 5-6 noi. A, și asta e un, o evoluție importantă. Catinca, vorbeai mai devreme de schimbarea gusturilor și m-aș întoarce către Adela pentru a vedea în ce fel în design gusturile se schimbă? Întrebarea nu o pun întâmplător, ci pentru că ne gândim că anumite lucruri care sunt aproape universal valabile, le-am putea spune, care sunt certificate ca fiind valoroase și semnificative, rămân așa indiferent de felul în care gusturile, modele, tendințele, un cuvânt atroce, dar pe care îl mai folosim din când în când, se schimbă. Cum e în design? Designul se schimbă cu, e, cu viteza luminii. Am înțeles. E... Cu, e... De schimb, tendințele se schimbă foarte repede, vin valori diferite, însă ce încercăm noi cu RAD Design este ca valoarea obiectului, povestea obiectului, e mult mai puternică decât orice tendință care ar veni. Uh -huh. În fond, noi când cumpărăm un obiect, când ne atașăm de un obiect, atașăm de povestea lui. Iată dacă e rezonat cu el, nu trebuie să mai faci griji că e o tendință care vine și va șterge legătura pe care o ai cu acel obiect. Uh, cred că asta e foarte important, să înțelegem uh, ce cumpărăm, cum cumpărăm, de unde cumpărăm. Puterea care o are RAD, într-adevăr, este să prezinte de la RAD Design o, o uh, curatoriere de uh, mai mult de 40 de designeri, atât în RAD Shop, cât și în uh, Main Exhibition. Uh, dar trebuie să înțelegem că și la RAD Sculpture, și la RAD Art, și la RAD Design, ele sunt deja curatoriate de profesioniști. Orice iubitor de artă care vine, orice colecționar care vine, el deja are încredere în ceea ce se prezintă acolo. Este o selecție, este un col, este o curatorie care se face. Deci încrederea trebuie să fie foarte, foarte mare între colecționar pasionat de artă și ceea ce se prezintă la RAD. Catinca, vorbeai mai devreme despre artistul care nu mai poate sta singur în atelierul lui, ci trebuie să se deschidă către uh, mulți alți participanți și, în final, firește către cumpărător. Eu voiam să te întreb și să vă întreb de altfel pe toți, ce facem atunci când artistul trebuie să îmbrace mai multe roluri, succesiv sau chiar simultan? Trebuie să fie și galerist, trebuie să fie și curator, își mai scrie și textele, că, vezi, doamne, el știe cel mai bine despre ce vorba... Uh, cât de în regulă este când se întâmplă asemenea, asemenea cazuri? Dar nu am, nu am spus că trebuie să facă lucrul ăsta. Artistul trebuie să aibă aliați. Artistul trebuie să aibă galeria, curatorul, colecționarul, scriitorul. El, munca lui nu este să facă lucrul ăsta singur. Munca lui este să-și creează în jurul lui un network. Dar uite ce bine că avem o artistă fixă aici, lângă noi, care poate să-mi spună din experiența, da? din partea aia. Pentru că eu, ca galerie, mă simt foarte um, obliged, adică foarte responsabilă pentru ce se întâmplă cu artiștii mei, strategia, expozițiile. Dar uite, din punctul de vedere a unei artiste. Da, pentru mine este o alegere asumată și sunt perioade în viața mea când iau diferite roluri. Um, asta e și pentru că am schilurile astea de uh, cumva, de, nu, nu doar de organizare, ci uh, efectiv um, am această satisfacție când văd că lucrurile se întâmplă și merg împreună și toată lumea își găsește sensul și locul și văd aceste evenimente care se realizează până la cel mai mic detaliu în perfecțiune. Deci eu am chestia asta așa ca o satisfacție personală, dar eu nu aș recomanda asta. Deci cițnat, este, este dificil și nu este ăsta modelul de artist da. pe care eu îl văd, uh, pentru că mai este efectiv o chestie chiar uh, personală mea. Și nu sunt de acord că trebuie să le faci pe toate. Tu, ca artist, trebuie să ai rolul tău în ecosistem, trebuie să ai galeristul care are grijă de tine și jurnalistul, uh, criticul care îți scrie uh, review-urile și, și te critică bine, că și asta putem să discutăm. Deci, uh, fiecare trebuie să aibă rolul lui și faptul că, ok, treci de la unul la altul în mod asumat, este altceva. Discutăm despre critic. Ai spus uh -huh. uh, un cuvânt la care, uite, eu nu mă gândisem uh -huh. și îți mulțumesc că ai făcut-o. Criticul de artă, criticul de artă contemporană, ne avem foarte mulți, sau cel puțin eu nu rețin în acest moment foarte multe voci răspicate și sonore în acest cor de opinii vis-a-vis -vis de arta contemporană mm -hmm. pe care îl avem la noi. Care este legătura cu acest critic, evident, ca o entitate generală? Da, din păcate, așa cum spui și am avut și o discuție anul trecut la RAD despre asta, nu se scrie foarte mult și într-un mod în care chiar să-l iei, că nu e nici așa o critică personală, subiectivă, care vrea să te îngroape cu totul, nici ceva care doar să te laude că, Iresc. că vă știți. Și atunci nu prea există, nu prea există asta. Și um, a existat un artist, Mircea Nicolae, care a început să scrie foarte bine, din păcate nu mai este printre noi, este un mare gol, o mare pierdere, este exact genul ăla de, de critică. Noi, am, noi la Sandwich am avut două recenzii de ale lui care cumva ne-au ne tăiat, dar ne-a plăcut, ne-a plăcut la neunie, pentru că am văzut că acolo nu era ceva subiectiv, pur și simplu ne-a tocat mărunt, rațional și uh, avea sens da, și argumentat. Și da, nu știu de ce nu, da, nu se scrie. De ce nu se scrie? În primul rând nu se scrie pentru că nu este poate cea mai, cea mai prost plătită uh, ramură din, 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 arta contemporană. Adică un articol la o revistă, nu dăm nume, dar... Atâtea poată, câte mai sunt, osta... că nici locurile unde să scrii nu mai sunt atât de multe. Da, nu, nu, ți acoperi, nu știu, cafeaua da. și uh, țigările. Nu, nu, am cam acum. nu, mă scuze. Da, scuze. Dar, mă pe televizor, la deci trebuie să avem mare grijă da, da, da. la ce spune. Scuze. Nu, Nicio nu, nu -ți acoperi cheltuielile, da. cheltuielile nu, în timp ce scrie acest articol în care tu trebuie oricum să să nu faci o documentare. ca să fie de. un articol serios, poate să fie vorba de câteva zile, nu? Atâtea drumuri și, și asta a fost și problema lui și lui Mircea Nicolae, nu? At trebuit să, să se lase de, de, foarte multe lucruri, tocmai să din din, 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 cauza financiară. Dar asta e o problemă internațională. Deci și asta trebuie să fim destul de clari. S-a schimbat lumea, tehnologia cumva a schimbat lumea. Eu, eu citeam cărți scrise de critici care stăteau câțiva ani pe un articol, nu știi că stăteau în fiecare zi, dar cunoșteau artistul, cunoșteau practica, stăteau cu ei luni de zile. Urmăreau și evoluția. Exact, și scriau ceva foarte amplu. Noi, noi cunoaștem um, uh, dezvoltarea și gândurile artișilor mari foarte bine pentru că au fost scriitorii aceștia. În ziua de azi totul e așa de repede și e obsesia asta cu ce e nou, ce se întâmplă, unde se duce și și internetul ne face să ne mișcăm foarte repede. De, peste tot se întâmplă. Adică erau critici care erau ei critici mari la New York, nu mai sunt. Nu, nu mai sunt, adică pur și simplu e mai e Jerry. Da, exact. Uno. Exact, uite, asta e problema. Mai el e modelul vechi de Jerry, Pe vechi Instagram, de Jerry un jumătate de milion de de followers dă și el acolo un meme și s-a făcut critica de artă. Roberta nu da. mai scrie da, da. Dar pe inclusiv, de altă parte ai celălalt Jerry Ai Jerry Gogosian Ai Jerry Gogosian care la sfârșit Ne deschide mintea la, la un întoarce un pic dacă sunteți de acord la <laughs> <Chiar> Rad <când laughs> foarte, foarte bine V-aș <laughs> întoarce la Rad Avem 26 de galerii, foarte bine da. uh, Uitându-ne însă Sunt patru zile da, care concentrează Activitatea acestor 26 de galerii Dar Vreau să vă întreb în România anului de grație 2024, să spunem că, nu știu, poate cineva dorește să vină cu o nouă galerie de artă contemporană. Mai e loc? Poate să-și facă în mod ușor și profitabil un spațiu și o identitate? Nu te cred că este loc, îi vrem. Noi vrem, like, noi vrem ideile astea noi. Eu vreau să-mi arate cineva că sunt bătrână, că sunt depășită, să vină cu ceva absolut nou ca să simt și eu creșterea. O galerie de artă contemporană în România, în momentul de față, rezistă sau trăiește? Uh, hai să nu spunem în România, hai să spunem în lume. Ok, dar. Serios? Da? Adică nu diferim foarte tare de ce se întâmplă restul lumii. No. Nu. Nu și este un efort la fiecare nivel. Hai să zicem că noi suntem small scale gallery și la cele medii și la cele mari. Presiunea este din ce în ce mai mare cu cât ai mai multe uh, intrări, cu cât ai și mai multe uh, obligații și față de artiști și față de colecționari și atunci în continuu este un struggle. Deci oricine intră în chestia asta și trebuie să, se, să fie pregătit să facă Întotdeauna s-a spus că o galerie să devină profitabilă durează undeva între 15 și 20 de ani. Nu știu cât e de încurajator acest Nu este, nu este. Dar nu, nu o faci. Adică eu nu cred că te bagi în acest business dacă, dacă pur și simplu vrei să faci niște bani. Nu știu, Correct. te apuci de altceva, da. de, de o altceva. de înghețată <laughs> și faci mai mulți bani într-o bară la eforie decât ai face din... Adică e un, e un drum lung și aseară vorbeam cu altă galeriste care e în, e în, e în Târgu, în Capoterașu, am stat... De vreo fix pe acest subiect și vorbeam... Asta e și problema de ce? de ce galeriile apar foarte multe și în ultimii ani au apărut uh -huh. foarte multe, dar după an după ce pleacă entuziasmul, după după ce pleacă entuziasmul ăla de vrei să faci obosești și dacă nu ești într-adevăr pasionat, nu reziști ca mine șase ani. Asta, dar mai și vroiam să dar... spun că, într-adevăr, um, e important tu să te și reinventezi, că și și tu ai făcut asta, și noi, da. și Semvi și Catinca. Da. Uh, ok, tu ai o perioadă, ai primit trei ani, poate ești mai experimental, după aia începi să poate ba. vezi lucrurile altfel, te duci la un târg de artă în afară și atunci nu ești același de la început să zici, aoleo, de zece ani mă chinui. Ok, mă chinui trei ani într-un fel, trei ani mă chinui în altfel. Măcar se mai schimbă. Da, trebuie să fii un pic cameleonic, să miroși piața, să simți la un moment dat instinctual uh, lucrurile, dar asta cred că o faci tot expunându-te repetat, frecvent, unor contexte, inclusiv cum este Rad. Aș muta focusul discuției noastre pe ultima parte a ei, de la galerie la artist. Uh, V-aș întreba pe toți, astăzi, ce înseamnă de fapt succes? Pentru un artist contemporan? Și o să vedeți că nu pun întâmplător întrebare. Succes pentru un artist contemporan. Există, în primul rând, un succes, un succes pe termen scurt și un succes pe termen lung. Da? Succesul pe termen lung e destul de clar. Vrem să rămânem după noi, să fim în cărți, să fi să fie avut expoziții în instituțiile cele mai importante din lume. Asta e succesul. Și asta e foarte important, că nu știu unde. mergi tu cu întrebarea. Eu să spun Dar eu merg la. Succesul nu este măsurat în bani. Eu. Da, eu așa am puțin altă perspectivă. Eu cred că întrebarea ta a fost foarte. Uh, foarte personală și cred că succesul variază, depinde de ce, ce goluri își pune fiecare artist. Mm. Adică sunt artiști diversi și cu diverse practici, la fel și în, în, în galerii, da? Ce, ce, ce vânezi, care-i care succesul tău și ce te face pe tine împlinit. Pentru că da, poate unii au uh, succes, pentru ei chiar înseamnă succesul sta de piață și să fie artiști big și vânduți. alții poate, uh, alții poate succesul interna, uh, uh, instituțional, da, uh, expus în instituții și în muzee uh, pentru publicul larg. Depinde, pentru alții poate doar înseamnă să poți călătorească și să ia un avion de pe o oră pe alta și să uh, facă ce vor. Da. 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 Adela. Chiar vorbisem acum câteva zile cu Șerban Ionescu, care o să fie unul dintre artiștii invitați în expoziție și la un talk cu o piesă care va, va fi, este prezentă în expoziție și chiar vorbeam de succesul pe care el îl are la New York. Vine prima oară acum la România și spunea pentru mine succesul este exact de ce vorbea și uh, Katinka Tăbăcaru înainte este faptul că și-a creat o echipă în jurul lui și poate prelua orice provocare pe orice continent. El a, acum are colaboră de la Hermes cu alte branduri foarte cunoscute și spunea: Am putut să fac asta, ei au putut să vină la mine, dar eu mi am creat în jurul meu echipa cu care pot să spun da acestei provocări. Deci, până la urmă, cred că. Acum să vă spun la ce mă gândeam eu. Mă gândeam da. că, pe de o parte, sigur, succesul poate fi cuantificat în a fi relevant, în a avea un cuvânt de spus în a deveni un reper. Însă eram curios dacă toate aceste atribute merg mână în mână și cu succesul financiar. Pentru că, până la urmă, și artistul acela trebuie să trăiască la sfârșitul zilei, da? să vândă și poate că își dorește să vândă atât de mult sau atât de profitabil încât nu doar să trăiască, ci să trăiască foarte bine. Și acesta e un succes la fel de greu de contestat ca și cel la care m-am referit înainte. Eu aș completa că succesul pentru o artistă ar însemna să-și facă toate fanteziile uh, artistice. Pe și aici se leagă și, se leagă și se de, și uh, de ce ai spus cu resursele, pentru că tu ai idei, vrei să faci proiecte mari, vrei să faci producție, okay? ai nevoie de materiale, tu vrei să ai capacitatea să realizezi lucrurile alea. Și atunci aici intervine succesul material. Uh, pentru mine asta ar fi, adică faptul că am o idee, vreau să fac chestii mari am resursele să le, să le pun acolo și sigur că de asta se leagă și toate celelalte lucruri, că în momentul ăla e și vizibil și mai e succesul cu, care se reflectă în oamenii de lângă tine și în relațiile pe care le ai și grupul tău, your, your family, your art family, nu? Deci familia ta care, care e acolo, cum ziceai, galeristul, curatorul, în ăsta e succesul, faptul că tu nu ești singur de capul tău, nu ești singur în atelierul tău izolat, ci ai un sistem de susținere, deci sistem de susținere și producție. Mai punem ceva în această în această încercare de mozaic Iubire. Pe care reprezintă succesul? Și să poți să faci și viața de familie în același timp cu viața profesională fără să nebunești. Am înțeles. Perfect. Deci o uh, sănătate mentală, tot e luna Echilibru mentale, uh, luna mai. Este Bun, ca um, este ca orice, orice în viață, trebuie să fie balanță. Nu? Adică eu nu știu dacă un artist cu foarte mulți bani, care poate să realizeze absolut tot, um, care intră și în cărțile de istorie, adică hai să ne uităm la Van Gogh, nu? Sau, adică și-a tăiat urechea. Da, trebuie, de trebuie... parte, sigur, aici vorbim de un succes postum, nu știu dacă la el... Corect, am, am făcut așa de, da. de... Dar e un suc, succes, trebuie să fie, nu știu, să fie bine cu tine. Și lucrul ăsta pentru o persoană creativă este și mai important. Cred că, până la urmă, succesul este la fel ca și frumusețea în ochii privitorului, în cazul acesta, în uh, misiunea și în scopurile celui care, până la urmă, vine și își propune actul artistic celorlalți. Suntem la final. Aș vrea să rezervăm ultimele două minute discuției noastre, casetei tehnice a acestei ediții RAD, așadar, 16-19 mai și toate celelalte detalii pe care trebuie să le știe lumea. Deci, radar, fair, RADAR Fair, se întâmplă la Caro de pe 17 este deschis pentru public, pe 16 avem rezervat pentru presă. A bilete avem pe site-ul nostru radarfair.com la secțiunea visitor info. Sunt se pot 26 lua bilete de bilete pe galerii. 16 pentru vernisaj, care o să fie foarte frumos și vernisajul. Deci de la 5 seara pe 16 se pot lua bilete și se pot cumpăra și la locație. Asta e foarte important. Da. Dacă ajungeți acolo, vă luați bilete și veniți. Perfect. În plus, da, ce am spune noi, veniți și găsiți-ne. Vorbiți cu lumea, Puneți nu întrebări. Să da. Puneți întrebări. Puneți întrebări. Puneți întrebări, cunoașteți lumea, stați la un, la un pahar, avem, avem acolo pe magshot, avem de băut, avem de. You know, se, nu știu. se simte lumea bine. Așa. Da. Bun. Mulțumesc din suflet tuturor. Ne vedem așadar din 16 sau din 17 la a doua ediție a Rad Art Fair. Mulțumesc pentru prezență. Doamnelor, domnilor, rămâneți alături de noi, revenim imediat.